IF. Și Da. atunci e clar, problema s-a rupt de aici încolo. Pentru că așa cum sunt, ar fi perpendicular pe IF, așa cum, da, problema e ca și rezolvată. Și în partea cealaltă prelungită și cealaltă diagonală. Ei, uite cum am îngrămădit noi problema pe punctul acesta foarte important, anume acela că e și bisectoare. Bisectoare de aici, e bisectoare și dincolo. Păi, cred că ar trebui să ne legăm tot de unghiurile astea două. Așa. Gândind că ai dus pe DB, îți imaginezi că o DB a fost părțită în două unghiuri, da? Da. DB. Și cel de deasupra lui DB, adică DBA, Da. E congruent cu e DB con că. la care mai pui pe ABE, pe ABE, nu? Pe ABE să pui din Da. continuare. La fel se întâmplă în partea asta altă, pe Că DB, buf. A. DBC, parcă ar vine acolo, nu? DBC, Da. la care pui pe vecinul său, pe CBF, F. congruente astea, lasă acum, nu? Fiind acestea două congruente, ce rămâne până la 180, până la 360 pentru unghiul EBF, să fie și el congruent, din motive foarte clare, pentru că așa cum au fost astea congruente dintr-o parte, și ce au rămas până la 360 și acele vor fi congruente, că dacă nu sunt congruente, strică tot jocul. Da? Deci acolo îți dai seama de chestia asta. Că tu trebuie să arăți dacă îi prelungi eu pe BD, s-ar întâmpla chestia asta. Prelungită trebuie să fie, repet, asta e toată povestea, să fie tot bisectoare. Și asta poți arăta în condițiile în care am povestit mai înainte. Acum, tot ce am vorbit noi aici este, cum să spun, emisă raționamentul acesta, care nu știu dacă va fi ca autorului, ca rezolvitorului din. Da. Dar este un punctul nostru de vedere când am înțeles problema. Deci, pe scurt, ce am încercat noi? Să mișcăm perpendicularitatea diagonalelor, practic să surprindem paralelismul cu laturile patru laterului și cum diagonalele acolo sunt perpendiculare, așa să ducem perpendicularitatea, să o ducem și spre laturile patru laterului, încât să avem un unghi drept. În final, problema e rezolvată că asta e ideea centrală, dus perpendicularele diagonalelor din romb spre laturile patru laterului acela. Eu spun așa. Aici unde ai avut tu greutăți? În ce moment din problemă? Deci, urmărim problema aceasta pe care o ai rezolvat. Eu cred că el, profesor, acolo trebuie să facă ceva. Da. Nu cred că a lăsat-o în drum. Unde ai avut un moment de ezitare, de neînțeles? Păi, eu n-am știut cum să arate, de unde se pornesc ca să arăt că astea sunt paralele și congruente Da, dar el nu arată laturile. acolo, ce face? El bate câmpii? Nu l-ai urmărit? Că aici e important lucru. Deci când stai de vorbă și tu nu... Ne aflăm exact în situația asta noastră. Eu nu știu ce face el acolo. Dar tu, în clipa în care faci chestia asta, nu reușești, îi dai drumul lui și îi spui, ia să văd ce faci acolo. Și îl urmărești cu foarte multă atenție. Dacă ți se pare ceva că pășești și n-ai înțeles, dai înapoi, iar mai iai bucata aceea, și dai de 3-4 ori până când înțelegi. Da. Aș vrea să-mi arăți un moment în care crezi tu că a bătut câmpii și ceva nu s-a legat. Acela e momentul în care tu vii și spui, știți, aici nu mi-a plăcut cum a explicat. N-a explicat prea bine, nu, n-am înțeles eu asta. Deci până acolo venim în intimitate, că ne-am aflat în situația de n-am putut porni. Aici noi am pornit amândoi acum fără să știm, dar uite, eu nu mai am răbdare, să zicem, să-l urmăresc pe el și aș vrea să vii exact la minutul ăsta, data viitoare, să-mi spui, am urmărit până aici, am înțeles problema, ipoteza, am încercat singură, m-am dus eu așa, dar n-am am bâșbuit așa problema și nu mi-a fost clară.
Dar când l-am urmărit pe profesor, ai văzut că mă strădui și să redactez atent acolo, nu? Am urmărit ceva, nu s-a legat acolo într-un loc. Fie că a greșit el, fie că eu n-am înțeles. Și am dat de vreo două, trei ori până când am obosit eu tot dând înapoi. El nu s-a închisit nicio clipă să spună că fii atentă, te rog. Nu, poți să-l sâcă acolo de câte ori vei tu că el nu spune nimic. Adică ăsta e marele avantaj. Marele avantaj că poți să dai tu de câte ori vrei până când înțelegi bine problema. Da. Deci ai văzut, ideea este a arăta că triunghiile acelea sunt congruente, care înseamnă laturile opuse două câte două congruente, el devine paralelogram și dacă vrei în continuare, paralelogramul cu unul drept devine romb, adică perpendicularitatea laturilor s-o muți spre perpendicularitatea și diagonale cele vin triunghiuri isoscele acolo, diagonale devin și bisectoare, știm da. Bine. Și se mută chestia asta spre laturi și atunci le faci pe ele perpendiculare. Asta este ideea importantă care, pe care trebuie să te canalizezi sau să te concentrezi în timpul să zicem a vizionării filmul respectiv. Dacă faci altcumva, atunci să vedem ce faci acolo, ca nu cumva să fie o greșeală. Mergem mai departe, altă problemă. Deci asta a fost discuția purtată aici. Tot aici în problema asta? Nu. La 654. Mă ducem în partea a doua acolo. Triunghiul e F, C, D. Și atunci egal cu 90 de grade. Și egal cu 90 de grade. Măsurile lor sunt egal. Aici, da? ABC. Nu, nu, mai este. Mai face. Aici. Mă încarcă toate. Da, în plus... Asta e seara frumos! Deci îl ții așa un pic și te rog să vorbești tu ce-ți de ABCD. ABCD pătrat. ABCD pătrat, da. M aparține de DC astfel încât DM... M în mijlocul? Da, M în mijlocul lui DC. Am intersectat cu BC în N și am intersectat cu AB în P. Și să arătăm că ABNP este dreptunghi. Și că BN e egal cu de două ori AB. BN este de două ori AB. Bun, am înțeles problema. Acum hai să ne concentrăm să vedem cum reușim să facem problema noi. Păi deci, ABCD pătrat. Bun. Adică? Adică AB e egal cu... Toate laturile sunt egale. Da. Unghiile toate sunt de... Unghiile sunt de 90 de grade. Corect. Diagonalele sunt egale. Diagonalele sunt egale și? Se înjumătățesc. Se înjumătățesc din paralelogram. Da, și sunt perpendiculare. Și sunt și perpendiculare. Și bisectoare. Și bisectoare. Da. Da? Deci toate acestea sunt preluate, sunt noutăți bisectoare din cauza că e pătrat.
Acum, M e mijlocul lui de ce, da? Da. Și am zis A, M și apoi am prăjit-o pe A, M până că s-a întâlnit cu BN. La fel am făcut și dincolo, am înțeles bine. Și s-a făcut figura A, B, M, N. Să arătăm că e dreptunghi. Ce ar trebui să arătăm? Ar trebui să arătăm că AP e congruent cu BN. Corect. Și AB cu PN. Asta ar trebui să arătăm. Sau că AM egal cu MN și BM cu MP. Adică diagonalele sunt jumătățe, să-l facem paralelogram, nu? Da. Și dacă are și unul îndrept, paralelogramul cu unul îndrept... Este dreptunghi. Și el este are pe B sau pe A, nu? Da. De 90 de grade, că din pătrat. Da. Asta... Deci acum ar trebui să arătăm... Că B, M e egal cu M, P și A, M e egal cu M. Am putea să arătăm din triunghiul, să arătăm că triunghiul A, M, B este congruent cu P, M, N. Stai, că interesant. Deci A, M, B... Cu P, M, N. Cu P, M, N. Cum să arăți tu că sunt congruente triunghiurile acestea? Păi ar fi că sunt opuse la vârf. Da. Unghiurile acelea sunt congruente. Da, PMN și AMB. Da. Ai vreun motiv să spui că AM e cât MB? Nu. Doar că M era la mijloc, nu? Da. Am putea să ne legăm de triunghiurile N, M, B și A, M, P. N, M, B și A, M, P. Despre aceste două triunghiuri ce poți să spui? Unghiurile acelea opuse la vârf și cam atât, nu? Da. Insistăm. A, B, C, D, pătrat, nu degeaba. Da. Trebuie să vă șmecherii. Mâini la mijlocul de ce? Nu degeaba. Eu mă gândeam să mă concentrez dacă am mâini cât MB. Ce pare AM este cât MB? Aș putea eu arăta că AM cât MB? Da, da. Am avea triunghiurile ADM și da. BKM. Și BKM, dacă le luăm la studiu... Da, sunt. Pentru că DM e congruent cu MK. Păi arată în mijlocul. Cu creionul sau cu pixul. D, M e congruent cu M, C, pentru că M e la mijloc. Corect. Unghiul A, D, C, ăsta e congruent cu B, C, M, pentru că e pătrat și sunt de 90 de grade, grade amândouă. Da. Și A, D cu B, C, că e pătrat. Latura e pătratul. Da. Și gata, ești cu observația că triunghiurile acestea sunt congruente, da? Da. Și dacă sunt congruente și... Și AM e congruent cu MB și din asta rezultă că dacă AM e egal cu MB, o să fie egal și cu MP și cu... Stai, nu. Stai, nu ne grăbim. Ok, că eu am zis stai, dar tu... deocamdată știu că triunghiul este triunghiul AMB e cât BMK, nu? Da. ABM cât BMK. De asemenea, mai ai că și unghiurile celelalte sunt congruente, adică care unghiuri? Între unghiurile A, D, M și B, M, C. Adică D, A, M și M, B, C sunt congruente. Adică arată printr-un arc unghiul. Unghiul acela de acolo și cu unghiul acela congruente ca unghiurile, nu? Da. Corect. Și ar mai fi unghiurile C, M, B, C, M, B.
Așa. Și cu amă-dă. Corect. Aici. Și unghiurile cele două congruente, da? Deci, ți-e limpede că așa stau lucrurile. Da. De asemenea, la triunghiul mare, la triunghiul AMB, despre care arăt că arăta că e isosceal, ai că și unghiurile din B. Adică A, B, M. Da. Și M, B, C. Da. Adică A, B, M este congruent cu unghiul M, A, B. Așa. Deci unghiurile cele sunt congruente. Și dacă sunt congruente, ele fac parte din niște triunghiuri. Uite-te, ia tu în discuție. A, triunghiul A, B, N. Da, A, B, N. Sau triunghiul... Și cu triunghiul? N, A, P. N, A, P. Cum ți se par cele două triunghiuri așa din... Congruente. Ai sentimentul că sunt congruente, da? Da. Din ce motiv? Păi, unghiul de aici. Da. Unghiul acela din A, e vorba de P, B, P, A, N și cu P, B, N, sunt congruente. Da. Fiindcă au rămas din completarea la unghiurile dinainte. Sunt, cum se cheamă când fac împreună 90 de grade? Se cheamă într-un fel. Complementare. Complementare. Au același complement. Da. Deci unghiurile acelea ți-au rămas că sunt congruente, dar noi am mai arătat asta că sunt congruente, da. Unghiurile astea din altă poveste, da? Ei, deci unghiul de aici e cât ăsta de aici și ăsta de aici e cât celălalt de acolo, nu? Da. Din... Și atunci cele două triunghiuri au câte... Ce au? Au câte două laturi, sunt triunghiuri congruente de 90 de grade, ai spus bine, sunt triunghiuri dreptunghice și au pe A,